găsit la Jurnal Economic. În prima zi de toamnă intră în vigoare mai multe normative care vor modifica regimul taxelor, având drept consecințe scumpiri, ieftiniri, tăieri sau adăugări de facilități. Mult așteptată reducere a TVA-ului la pâine, batoane și covrigi de la 24% la 9% va avea drept consecințe reducerea evaziunii fiscale, o posibilă ieftinire cu cel mult 15% a pâinii și o scădere temporară a veniturilor la buget. Pentru a compensa pierderea bugetară, guvernul a crescut accizele la alcool. Este vorba despre scumpiri de cel puțin 20-25%, atât ale băuturilor accizate, pe care le găsim la raft, cât și ale spirtoaselor de casă. Tot de la 1 septembrie, prețurile biletelor de tren vor crește diferențiat în funcție de lungimea traseului și de rangul trenului, cu până la 10%. Guvernul va introduce de la 1 septembrie accize și pentru motoarele cu capacitate de peste 100 de cai putere, cu care sunt dotate iahturile, alte nave și embarcațiuni pentru agrement, pe lângă accizele pentru mașinile cu motor de peste 3.000 de centimetri cubi. Tot din septembrie intră în vigoare și ajutoarele pentru cei care se încălzesc cu energie electrică și o majorare cu 6% a ajutoarelor pentru cei care folosesc gaze naturale. România a urcat 2 locuri pe 3 între statele din Europa Centrală și de Est, după numărul companiilor din top 500 al celor mai mari firme din regiune. Din păcate, a rămas pe locul 5 în ceea ce privește valoarea cifrei de afaceri și a profitului net realizat de acestea. Pentru prima dată, România a eliminat Ucraina de pe podium și a urcat de pe locul 5 până pe 3. Acest lucru poate fi explicat printr-o creștere cu 22,7% a numărului de companii și un total de 54 de companii în clasament. Primele două țări, în funcție de numărul companiilor din top 500, sunt Polonia și Ungaria. Cele mai bine poziționate companii din România în acest top sunt OMV Petrom pe locul 18, OMV Petrom Marketing pe poziția 30, Automobile Dacia pe 34 și Rompetrol Rafinare pe 36. Acestea au fost știrile economice. Urmează cursul valutar al zilei, iar cu informațiile din domeniu ne reîntâlnim luni la aceeași oră. La revedere!